Potrivit ministrului cât timp va fi închisă circulația pe Vala Oltului, vor fi rute alternative ce vor fi transmise din timp, astfel încât șoferii să le cunoască. Circulația va fi oprită doar pe parcursul zilei și redeschisă pe perioada nopții. Lucrările pe un lot al autostrăzii A1 Sibiu-Pitești presupun defrișarea pădurii la înălțimi foarte mari, care ajung până la 70 de metri, unde trebuie tăiați arbori care riscă să ajungă pe carosabil și să pună în pericol siguranța circulației pe drumul național 7 Valea Oltului. De aceea, autoritățile au decis să interzică traficul auto pe parcursul zilei în perioada 8 iulie-9 august. Din 8, 8 iunie, iulie până în 9 august, dacă nu mă înșel, este această durată. Vor fi făcute aceste lucruri absolut necesare pentru a realiza autostrada Sibiu-Pitești. Sigur, mă aștept la, la uh, cunoscători care vor critica acest lucru. Nu există altă variantă. Am încercat să găsim variante, vorbim de înălțimi foarte înalte, care ajung până la 70 de metri, unde trebuie a fi tăiați acești arbori, care riscă, în mare, mare măsură, să ajungă pe carosabil și să pună în pericol siguranța circulației. Repet, vrem autostradă, trebuie să facem aceste lucrări. Autoritățile vor anunța care sunt rutele alternative.